Am vrut să facem match, bă, și m-a refuzat, ești, nu mi-a dat friendzone. Da, frate, stai să-ți arăt eu una, am văzut eu una pe Facebook, mă, zici că e Mota, ești nebun, bă, seamănă leit. Cum o cheamă pe Mota pe Facebook? Nu, bă, salutare tuturor, sunt Horizon și bine am găsit un nou clip de pe acest canal. În acest clip suntem pe GTA 5, cum v-am obișnuit în ultima perioadă, zic ultima perioadă, că nu prea am mai postat în ultima perioadă, dar în ultimul clip, ultimul clip de fapt de pe canal a fost cu GTA 5, așa că bine v-am regăsit la un nou clip. Pentru, stai, în caz că încă mai sunteți pe aici, cei care obișnuiați să frecventați clipurile mele, adică veteranii canalului. Iar dacă nu mai sunteți, Doamne ajută, n-am, vina mea pe mine, n-am ce să zic. Am avut un mood foarte nașpa, să zic așa, și de-aia nu prea mai postat, deci și da. Pe această care țin să vă anunț că na, o să revenim și noi cu clipurile forță după GTA 5. Poate jucăm și niște Red Dead Redemption 2 la cererea voastră, dacă vreți, bineînțeles. Dar momentan rămânem la GTA 5 și astăzi vreau să vorbim despre inactivitatea, mă băieți, că știu că am fost inactiv. Probabil nu mai sunteți mulți din cei care obișnuia să fiți aici, gen să vă uitați la clipurile mele, pentru că na, mulți au plecat încă de când renunțasem la stamp. Însă mai rămăsese câteva picături așa de rău pe aici pe petale. Ce dracu m-a luat o metaforic, what the fuck. Cred că le-am pierdut și pe alea, îmi pare rău. Asta e. Trebuie să fac eu cumva să recuperez, dar nu știu dacă pot să recuperez aceleași persoane și o să fie cam nașpa. Dar măcar dacă tu, cel care te uiți aici, apreciezi ceea ce fac și îți place ceea ce vezi, nu îți da să te abonezi la canal și să apeși butonul de like, pentru că eu am să continui să fac treaba asta, chiar dacă uneori am pauze cam prea lungi, dar țin să precizez că mă voi întoarce indiferent de cât de lungă va fi inactivitatea mea, adică mă voi întoarce, voi posta în continuare, știi, nu renunț la treaba asta, doar că voi fi inactiv, în caz că voi fi inactiv, nu știu dacă o să mai fi inactiv de acum, dar na. Merita să știți și voi treaba asta. Pentru că nu mi se pare că fac o treabă nașpa, adică am și spus-o în ultimele clipuri, am tot spus-o în ultima perioadă. Eu nu cred că sunt un youtuber așa de duzină cum sunt alții, știi, care fac ce fac pentru numere și așa mai departe. Adică eu rămân pe treaba mea, pe stilul meu, indiferent de ce s-ar întâmpla, indiferent dacă o să văd sau nu numere, pentru că nu asta contează. Adică știți și voi, mă știți, pentru cei care mă știți, dar am zis treaba asta, dacă nu mă știți, o să mă cunoașteți acum. O să mă cunoașteți mai bine de la clip la clip. Asta dacă și vreți, bineînțeles. Suntem aici pe GTA 5, vreau să merg să-mi iau o mașină. Eu acum văd că n-am harta activată și acum să activez și eu mapa, că nu pot să... Nu știu chiar să dă bine mapa, nu... Vă aștepta să știu mapa pe din afară, fără să o văd. Și chat-ul, să activez chat-ul? Nu-l activez, pentru că sunt mulți toxici pe GTA 5. Bine, mai ales dacă încep să apară d-ăștia modări. Hai să mergem și noi. Vreau să merg la garaj, de-aia am activat harta, că eu nu știu exact locația garajului. Garajul ăsta din pustietate. Că vreau să-mi iau o nouă mașină. În caz că văd clipul ăsta și veteranii, mi-am schimbat roțile la mașină, pentru că aveam roți de all terrain pe mașină sport și nu prea merge cum trebuie. Și mi-am pus shadow. Mi-am pus shadow cutter, parcă se cheamă. Și arată bine, de ce să vă mint. Cu dunga aia așa galbenă pe margine, e genial. Și cu carbonul ăla merge bine în combinație. Așa. Nu vreau să parchez aici, pentru că asta e mașina pe care o am acasă. O să îi dau return. Free Crawler-ul e mașina mea off-road. Bun, hai că am lăsat ușa deschisă, că țara nu s-a închis, nu este ok. Să mă ușor să parchez. Am avut o latune în care am făcut niște upgrade-uri la motor. Top speed-ul tot ca în zăbus, dar accelerația, am modificat la accelerație aproape maxat.
undeva la 93-95%. Acum se observă diferența de la accelerația default la accelerația custom. What the fuck, mă mâncă pe... Mâncă pe rapid. Știm să conducem, by the way, nu, nu vă speriați, mai că știm dacă e. Mă dau o tură cu free crawler-ul. Da, uite, dacă vreți, o să vă mai fac, o să mai fac clipuri din astea în care testez mașini, cum obișnuiam să fac în ultima perioadă, ultimele clipuri. Vă las pe comunitate sondaje cu mașini pe care să fac test. Să alegeți voi de acolo. Am câteva mașinuțe în garaj, ce să vă mint. Și aș vrea să le fac clipuri, gen să fac clipuri cu ele. Bă, vezi că e bine pus șofat băiatul, nu prea e de joacă cu el. Știți de ce vorbim? Da, hai să vorbim puțin, s-a întâmplat aseară ceva și nu e chiar rău de tot. Bine, nu cred că e chiar foarte șur, cred dacă mă întreb pe mine. Na, e între, e și da și nu. Am intrat și o posesiune și am nimerit o sesiune cu un modder care, ce credeți, mă, băieți, pe lângă faptul că m-a omorat spam ca idiot și că punea efectiv NPC-uri, gen avioane, să tragă random în mine, gen să bubuie între ele și așa mai departe, până am agrifat sesiunea și a picat sesiunea, dar până atunci mi-a spamat, efectiv, mi-a deblocat clothing și mi-a dat rank 180, vere. 100, da, 180 parcă am. 181 am făcut, mamă, să mă aflu la... mi-a dat, aveam eu rank parcă 70 sau ceva de genul. 70-80, bă, dar după aia mi-a dat spam-ul meu, mi-a dat spam de un care pe. O să vă las secvențe din clipul respectiv, că am și filmat. O să vă las secvență, cum dracu am făcut eu rank 180. Și cum probabil a făcut majoritatea playerilor rank mare. Pentru că există astfel de modări. Și am filmat ca să... Na, în caz de, cum îi spune, în caz de să întreabă ăștia de la Rockstar cum dracu am făcut eu rankul ăsta așa de repede. Am făcut clipul ăsta ca să le las dovadă, știi că până la urmă n-am făcut nimic ilegal. Mi-a dispărut niște arme când a făcut treaba asta idiotul ăla, dar... Na, trecem peste. Poate le recuperăm, nu știu cum sau când, dar poate le recuperăm. Mamă, direct cap sau sal? Ăla a fost cap, mă, fere? Bata, mamă. Da, mă, da, sunteți periculoși tare voi. Mă omorâți voi dacă e. Dar că vine partea asta acum. Ce să facem și de-astea, by the way. Din astea cu space. Hai, cu minte, nebunule. Nu știu că e așa bun cum crezi. Ia vezi că și-a revenit nebunul. Jos, curcat. Și tu cap. Cred că stai după mașină. A, nu e ăla de pe perete. Are shotgun, mă, el, de aia de damage. Mai mare și poți așa ai. Cred că fac și o misiune asta și închid clipul, cred că e deja destul de lunguț. Că mi-ocupă toată memoria la telefon. Gata, easy. Hai că easy, dacă e muream a treia oară. Dar voi să o acuratiți maxim în NPC-urile. Nu știu care e faza. Bine, nici unul nu sunt zeu pe tras, dar... Nici NPC-urile astea nu sunt prea slabe, știi? Sigur au acuratețe maxim. Mergem puțin la arme. Am zis că închid clipul, dar mergem puțin la arme. Mai țin puțin clipul. Că și așa o să dau 4 să iasă măcar 10 minute minim. Să nu vă plângeți după aia că n-aveți content. Sigur, să și uită cineva la clipurile mele dacă e, știi? Mamă, dar frână n-avem. LOL? Vezi că are tracțiune bine, să n-am ce să zic. E bine pe tracțiune mașina asta, îi face niște test drive totodată. Dacă te suntem aici. Ce faci, mă? Băule. Să cumpărăm mă, ta permis. Olo.
Eu vorbeam, știi? Clar. Dar ora, vezi că eu când am chef să conduc, conduc bine, dar când am chef, dovezi toate alea, aud ce bine conducem noi. Olo, ai de ce nu știi. Bă, dar îmi place mașina asta, sunt mândru de aia. Deci că eu am făcut-o, știi? Bine, chiar am făcut-o, gen, eu am făcut upgrade-uri și i-am schimbat aspectul, dar asta e partea a doua. Ca să faceți o idee, eu nu știu cum să ajung la bunker. A, vedem noi. A, ba, da, pe aici, da, mă. Nu știu eu, da, aflu. Mereu aflu, gen, cum să ajung la bunker. Găsesc eu cale. Cât avem, mă? Mă, cum se aude, ești nebun? Aveam 120, chiar. Am păsat ăsta, am ăsta pe-ți vă. Ce se întâmplă? Să sar, mă, munții? Hai, mă, că-i sar, ce trebuie să sar. Trec cu mașina pe serpentinele astea. Easy! E să zbriat asta. A, da, mă, vreau să strâng niște bani să fac upgrade la tir. Și strâng acum anul ăsta ca să-mi fac upgrade-ul ăla, să pot să-mi car mașina personală cu el. Mi se pare extrem de șmecher. Bine, mi s-a părut șmecher dacă puteți să faci job gen tracker. Gen cum ar fi să transporti mașini cu el. Și așa mai departe. Stai puțin să activez șohadul să văd câți bani avem aici. 40 ca mai lăsăm. Mi-a cumpăr niște supply. Stai că nu sunt membru Motorcycle Club. Nu sunt membru MC. Uitați-mă, băiți, hai să vă prezint și să vă arăt puțin și track-ul. În momentan nu i-am făcut niciun upgrade. Trebuie să-i fac upgrade-uri. Vines, primul upgrade pe care vreau să-l fac e ăla cu... Nu, că n-arată rău, așa culoarea asta albastră și galben. Chiar n-arată rău. Upgrade-ul ăla cu mașini, zic că... Nici interiorul nu e schimbat, hai să fără și din interior cum arată momentan, fără nimic. Gen, e stoc, știi, e empty. Îmi place maxim o vere, îmi place maxim cum e făcut cu ușile astea și etc. Stai că ăsta e exit. Gen, cum se deschide ușa aia și aici ecranul, bă, arată bine rău, mă, ce vorbești. Arată prea bine și ăsta ar trebui să fie locul în care țin mașina, gen, cum ar fi garajul. Dar încă nu l-am deblocat, încă nu mi-am făcut upgrade-ul ăla. Ca să-l mobilez, să zic așa, și mai departe. Bine, se mobilează automat când îl fac, de-aia arată stoc acum. O să fie șmecher când o să fac ea 900k, momentan îmi dau 635k, mai îmi trebuie să ieși nevoie. 300k, 370k, 365 mai exact. Bă, nu știi matematică, mă, cum dracu, bă, de când știu eu matematică, mă, veri. Clar, un mic și eu ești nebun. Când trebuia să-mi iasă calculele, nu ești aici nebun, acum am ies. Ziceam că merg să-mi cumpăr niște supply-uri la asta. Dacă mai știi și unde să cumpăr supply-urile, ești nebun. De atâtea ori am fost în buncăr, dar nici nu vă zic. Hai că se vede pe mine. Eu am un laptop pe hartă și mă întreb unde să fac supply-urile, gen. Hai că e talent, vă dați seama. Suntem prea șmecheri noi. Hai că suntem dacă to sit down. Accesul laptop. Click to enter. Stock level. Press supply. Nu mai fur. Dau așa cu 75k. Dar mi se pare că trebuie să le iau de undeva sau trebuie să vină ele. Nici nu mai știu vere. Aș uita cum funcționează supply-urile. Gen, trebuie să le iau eu de undeva sau vin ele automat. Chiar nu știu. Și că stock. Doar aia sunt pe stoc, gen, ai mea doar mașina aia care e acum și mă așteaptă să o livrez. Dar nu livrez încă, o lasă să mai facă bani. COVID-19, bine că ești în buncăr, dă-te dracu, că dacă nu erai în buncăr, muram toți, ești nebun. Ce dracu? Doamne, ce boală am pe mine. Uite, vezi, de asta zic că îmi place ce fac, știi că mai am eu momentele mele când deviez de la subiect și o iau aiurea. Mă leg de
anumite chestii așa complet random, complet ironic. Asta mi se pare mie interesant la felul ăsta al meu, dar fi știi, nu știu. Mă mir și eu, gen, mă iau prin surprindere singur de multe ori când mai scot câte o perlă din asta random o să fac. Ia, facem niște dublaje. Hai să-mi pun și un first person. Am vrut să facem match, bă, și m-a refuzat, ești de-a mi-a dat friendzone. Da, frate, stai să-ți arăt eu una, am văzut eu una pe Facebook, mă, zici că e Mota, ești nebun, bă, seamănă leit. Cum o cheamă pe Mota pe Facebook? A, ce dracu, închid Instagram-ul că e jale și pe Instagram mă duc pe TikTok, iau tot pasă cum dansează, mâncați aia și gura ta. O, uite ce torc face asta, bă, fii atent ce torc face asta, bro. Ce trebuie cu faci acolo, dai tap tap, ești nebun în gera și dracu. Ești nebun la cap așa, uite, tap tap și eu. Îmi place asta, e șmecheră, eu. O și melodie ascultă, ascultă Țanca, Uraganul, e fan. Mai scurez, o ce mai găsi și pe aici. Uite-o, bă, pe Mota face TikTok. Trebuie ți-ar ție, Mota face TikTok. Îi dau coment. Ești frumoasă ca o stele, mi-ai rupt inima în doi, te-aș trimite printre ele direct până în morții tăi. Băi, v-am zis că-s nebunul. N-ai cum să nu te abonezi la așa ceva, vere. N-ai cum să nu te abonezi la așa ceva, mă jur. O să vedeți content și mechei de acum încolo, n-am ce să zic. Da, băieți, am fost Horizon și... Cam ăsta a fost clipul de astăzi, mi-a plăcut să fac treaba asta, gen acum pe final. O să pun în intro, probabil. Deci da, eu am fost Horizon, ne vedem data viitoare. Probabil tot așa pe Caterinca, pe alea, cum ne știm. Cum o să mă știți acum, dacă nu sunteți dintre veterani. Așa că da, băieți, eu am fost Horizon, pe fratele, aveți grijă de voi și toate cele bune. Nu uitați să vă abonați dacă nu crezi că vă place ce vedeți, să apăsați butonul de like și să activați cu puțin notificare ca să fiți notificați de fiecare dată când postează fratele vostru Horizon, pentru că s-a reîntors pe această platformă mirobolantă numită YouTube, unde toți ne auziți, sunt youtuberași, deci da, vă pup pe fratele, spor la ce faceți, toate cele bune. Salut! I got motherfuckers acting funny, you wanna act a honey, I get that bad.